Sfântului Duh. Amin. Care este cea mai mare poruncă din lege? Întreabă un fariseu ispitindu-l pe Hristos, care era și un învățător al Torei din legea cea veche, și mai mult decât atât, vrea un argument concret. Evangheliștii au menționat-o fiecare în felul de simțire și de gândire al său. Matei într-un fel, Marc într-un fel, Ioan într-un fel. Dar să vedem ce părere are Mântuitorul Iisus Hristos despre această întrebare. Și am să vă duc puțin itinerant prin Scriptură, să ne aducem aminte în foarte, foarte scurt timp, că nu de mult, tot în biserică, s-a vorbit de același învățător de lege, care, apropiindu-se de Mântuitorul Iisus Hristos și ceea ce arată că era fățarnic și viclean, duce direct la subiect, ispitindu-l. Deci cuvântul a ispiti este cuvânt diavolesc, a încerca, a atrage de limbă, a provoca. Ce să fac să moștenesc viața de veci? Și ce frumos îi răspunde Mântuitorul. Dacă tocmai ești învățător de lege, toate le știi, toate le cunoști, toate le faci, peste nimic nu sari, ia spune-mi ce este scris în lege, cum citești. Și bineînțeles că capcana a fost atât de subtil aranjată, în care învățătorul de lege a început să turuie toată legea, să iubești pe aproapele, ca pe tine însuți, pe Dumnezeu din tot cugetul, la care Mântuitorul Iisus Hristos nu neapărat că se supără, dar îi spune categoric și la obiect, fă asemenea și vei fi viu. Deci fă asemenea și vei fi viu. Dar iată că învățătorul de lege și-a prins urechile mult mai adânc, încercând totuși să vadă ce? Nu cine e aproapele nostru din orice direcție și de oriunde ar fi, cum vă spuneam și ieri, social și caritabil, cine e aproapele meu, adică eu-l din sine, pe cine suportă și pe cine nu suportă. După porunca dumnezească, creștinii trebuie să se iubească toți între ei. Deci, după o poruncă solemnă lăsată de Mântuitorul la întemeierea creștinismului, răspunsul ar fi unul categoric. Ăsta rămâne, bineînțeles, o utopie și rămâne doar o fantezie. Creștinii nu ar trebui să aibă dușmani. De ce? Cine iubește pe Dumnezeu nu poate dușmăni făptura Lui. Sau cine iubește pe Dumnezeu nu are cum să aibă dușmani. Sau cine iubește pe aproapele nu are cu cine să poarte dușmănie. Dar se vede că Mântuitorul, atunci când a hotărât această poruncă, a gândit destul de subtil la problemele care aveau să frământe creștinismul 20 de veacuri, deci 2 milenii. De ce? Poruncă nouă vă dau vouă, ca iubindu-vă unii pe alții, lumea să cunoască că sunteți ucenicii mei. Acum întrebarea este una. E greu să deosebești care e ucenicul lui Dumnezeu și care nu? Deloc. O singură întrebare. Îl lași pe om să vină la biserică, să-și scrie pomelnicul și te uiți de la rubrica de dușmani în jos pe cât ți-a trecut. Și atunci știi, este el creștin, este răbdător, este îngăduitor, poate trece cu vederea, sau e doar o, așa zisă, marionetă creștină, în sensul că el se crede creștin, dar după fapte nu poate fi creștin. Și bineînțeles, mulți acum deja se indignează inima lor și zic, păi părinte, dar ce faci? Acum mă pui să iubesc pe cei ce îmi fac rău. Undeva Scriptura spune și acest lucru, să iubești până și pe cei care îți fac rău. Dar cum să iubești? Și eu mi-am ales astăzi să vorbim despre acest fel de iubire. Cum trebuie iubit fiecare în societate, indiferent de locul, de rangul și de forma greșelii pe care a săvârșit-o. Și o să mergem din nou, trecând peste parabola samarineanului milostiv, care arată în final că de-abia păgânul l-a pus pe asin și l-a dus la casa de tâlhari. Doi, întorcându-ne la fariseii noștri de astăzi, din Evanghelie, care l-au ispitit pe Dumnezeu tot printr-un învățător de lege, care e cea mai mare poruncă din lege, la care Mântuitorul a fost ferm și categoric și a rostit-o el însuși, cu buzele lui, deci el însuși, vă dați seama, chiar Dumnezeu s-a hotărât să se adreseze lor. Da, porunca cea din tâi din lege este să-L iubești pe Dumnezeu, dar are sub opusul ei care spune și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci este o propoziție
dacă vreți, cu două sensuri și cu două rosturi. Întâi să iubești Creatorul și apoi tot ce a zidit El. În momentul în care mai întâlnim și o a treia formă de ispitire a lui Dumnezeu, dar de data aceasta una sinceră, dar monotonă din punct de vedere sufletesc, vom întâlni un tânăr frumos, elegant, curățel, deștept, elevat, studios, credincios, toate le-a păzit din tinerețe. Dar în clipa în care se adresează Mântuitorului zicând toate acestea le-a păzit din tinerețe, Mântuitorul pune într-o dilemă și mai înaltă. Că le-ai păzit, e foarte bine, dar știi că îți mai lipsește una și aceea e principală? Care? A trecut peste esența celei de-a doua, în care nu fură, nu desfrânează, nu face rău și cinstește părinții, și îl lovește exact în țintă, în suflet, în minte și în inimă cu ce? Poți tu să lași toate averile tale. Și aici noi la capitolul averii am discutat, deci nu ne gândim la saci cu bani, aur, casă, mașină, ci toate averile tale. Faptul că ești tânăr e o avere. Faptul că ești sănătos e o avere. Faptul că ești frumos, cu atât mai mult e o avere. Să nu-mi spună mie cineva din biserică sau toți care sunteți de față, că n-ați avut timp sau vreme, când ați cochetat prin oglindă și vă plăcea de voi înșivă și vă gândeați că un ochelar mai nu știu cum stă și mai frumos, o haină mai nu știu cum stă și mai elegant, cu tare lucru se potrivește și mai bine, sau cu tare roche, sau cu tare sacou, sau cu tare cămașă, sau cu tare cravată. Deci asta arată că frumusețea e un dar de la Dumnezeu. Și ca drept dovadă o spuneți voi când vedeți câte unul urât și strâmbați din nas sau locoliți. Deci iată ce i-a cerut ispititor în termen dumnezeesc, adică adâncitor Dumnezeu tânărului, să-ți lași toate averile și să-mi urmezi mie. Așa frumos cum ești și bun de familie și bun de însurat și bun de bogat și bun de casă și de masă și de nevastă, tu vino la mine că eu am nevoie de tine. Și iată, minunea s-a petrecut și a plecat ochii rușinat în jos și s-a dus întristat la casa sa. De ce? Dumnezeu are două căi, întuneric și lumină. Alb sau negru, cum se spune, da sau nu. Ce mai mult e de la vrăjmașul. Adică codirea sau această delăsare pe care Dumnezeu nu o suportă. Ori ești de-al meu, ori ești de-al tău. Deci din două una sigur. Și atunci nimeni nu poate sluji la doi domni. Dar mai există o variantă în Sfânta Scriptură pe care nimeni nu crede astăzi că i-ar putea exista. Și vă spun eu, a mai existat un tânăr pe care voi l-ați trecut cu vederea și nici nu este menționat măcar în Evangheliile Duminicale, ci este menționat într-o Evanghelie de la Sfântul Maslu. Și ce frumos i s-a adresat Mântuitorul la modul cel mai obiectiv, când el s-a apropiat de Mântuitorul și a spus așa: Doamne, eu cu toată dragostea vin după Tine, dar îți cer un lucru, dă-mi voie să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Și ce i-a spus Mântuitorul? Morții să-și îngroape morții lor, tu vino după mine. Și intrând ucenicii în corabie, l-au urmat. Deci, vedeți? Acest tânăr a scăpat din vederea noastră astăzi, care a fost într-adevăr sincer și curat și a lăsat mortul pe masă, tatăl, deci omul trupesc, și a lăsat identitatea în lumea socială, a murit funcției, a murit puterii, a murit clanului, a murit averii și s-a dus într-adevăr după Dumnezeu și s-a făcut apostol. S-a făcut un ucenic chemat. Deci vedeți cât de mare este esența iubirii divine, să iubești pe Domnul Dumnezeu din tot cugetul. Cine iubește din cuget, primește ce? Casă, masă, servici, copii frumoși, femeie sănătoasă. Cine iubește din inimă, ce primește? Rugăciunea lui Iisus, primește liniștea, pacea sufletească, bucuria, răbdarea. Și cine iubește și din tot sufletul, ce primește? Ce voi răsplăti Domnului pentru toate ce mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci îl primește pe însuși Hristos. Dar întâmplarea face că unii pot să-L iubească din suflet, să nu-L înțeleagă cu cugetul. Unii pot să-L iubească din inimă și să nu-L iubească din suflet. De ce spun din inimă? Câte mame bune creștine n-avem noi în biserica noastră ortodoxă care iubesc pe Dumnezeu cu adevărat?
Dar când aude că copilul ar face un pas spre mănăstire sau spre teologie sau spre viața dumnezească, e, dar ce tocmai tu te-ai găsit? Las că sunt alții, de parcă al ei n-ar fi bun. Dar de ce? Dragostea biologică este dragostea maternă care se exprimă pământește, morțișă și îngroape morților. Rămâi tu cu gândul tău că acolo-i drumul meu, aia e esența și ținta pentru care poruncește prima lege. Și iată ce spune cineva, un răspuns Iosif Vreniu la o întrebare. Și dacă toți oamenii ar trăi ca îngeri, adică ca monahii, cum s-ar mai înmulți lumea aceasta? Se spune că așa cum a rânduit Dumnezeu ca Adam și Eva să plămădească protopărinții noștri plăsmuirea neamului omenesc prin pronia lui Dumnezeu și prin căderea lor, bineînțeles, cunoaște Adam pe Eva și naște fii, tot la fel, dacă toată lumea s-ar călugări sau ar trăi îngerește pe pământ, Dumnezeu ar găsi o cale de mulțire pentru ce? Pentru virtualitatea tainei în sine. Deci El n-ar lăsa să se piardă o asemenea valoare, închipuiți-vă, Antonie, 5.000 de monahi, Pahomie, 10.000 de monahi, Ieftimie, 2.000 de monahi, Ava Amona din Nitria, 4 sau 500 de monahi, deci adevărate comunități monahale, sate întregi în pustiul Egiptului, pe Valea Nilului, în munții Tebaidei, în munții Olimpului, în muntele Sinaiului, deci vedeți, care nu se înspăimântau și își puneau problema perpetuării neamului omenesc, din punctul de vedere că dacă toți am luat calea lui Dumnezeu, ce s-ar întâmpla în lumea aceasta? Ar fi numai bine, ar fi numai bucurie, poate că ar fi numai pace și n-ar mai fi atâtea procese și răzvrătiri, atâția avocați, judecători și polițai și bodyguards la toate colțurile străzii. Pentru că semnul întăririi legii este semnul prostirii omului. Deci așa spune Ioan Gură de Aur. Omul înțelept n-are nevoie de îngrădirile legii, se păzește singur. Deci ce e cel mai mare păzitor din lege? Voi știți cine este? Care e cel mai drastic păzitor al nostru? Îl știți? Nu e îngerul păzitor, vi s-a părut la toți. Este conștiința. Când te frământă conștiința și te fierbe, poți să iei mii de pastile, poți să cauți mii de doctori, poți să cauți mii de sfaturi și de idei și de înțelepciuni. Când te farmă conștiința, numai Dumnezeu te liniștește. Împacă-te cu El și vei avea pace. Și acum să ne întoarcem la oile noastre. Să vedem totuși ce este și cu această iubire. Deci noi la capitolul iubire am rămas astăzi. Cum înțeleg creștinii noștri termenul de iubire? Hai să o luăm întâi scripturistic. Spune așa, iubirea înseamnă desăvârșirea, după învățătura Sfinților Părinți. Și Dumnezeu este iubire, adică e desăvârșire, e fără de păcat. Dar ia să vedem această iubire raportată la persoana noastră întâi de Dumnezeu. Ce găsim noi scris în Sfânta Scriptură? Pentru că și Sfânta Scriptură e ca și o carte de geometrie sau de trigonometrie sau de fizică sau de chimie, pe care dacă profesorul e bun și o explică cum trebuie, elevul ia întotdeauna note de 10 la faptele lui zilnice. Care este raportul de iubire dintre om și Dumnezeu conform Sfintei Scripturii? Ascultați! Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiu l-a dat la moarte. Și încă ce moarte? Moarte pe cruce. Vedeți? Ăsta e semnul suprem al iubirii. Atât de mult iubește creștinul biserica, încât și pe unicul său fiu trebuie să-l dăruiască ca slujitor atunci când e nevoie, fără ca să comenteze și să protesteze că îi să șterge perpetuarea neamului și identitatea din stările civile ale vremii. Am rezolvat. 2. Atât de mare este iubirea lui Dumnezeu spre cei ce se tem de dânsul, încât spune așa, în psalm, s-a cântat la obedniță, dar voi nu știți să interpretați Sfânta Liturghie în suflet, o ascultați în urechi. Domnul iubește pe cei drepți, Domnul păzește pe cei nemernici, pe săracul și pe vădă vă va sprijini, calea păcătoșilor o va pierde. Împărății va Domnul veac Dumnezeu tău, Sioane, neam și neam, iubite voi, Doamne, vârtutea mea. Deci când spui virtute, înseamnă tărie, când spui vârtute, înseamnă har, ca să știți diferența. Deci iată în ce fel este iubirea lui Dumnezeu spre om. Pe cei păcătoși, cum spune acolo, cel ce în toată vremea și în tot ceasul, pe cei drepți iubești, pe păcătoși miluiești, îndelung răbdători, mult milostive și mult milosârde. Ce înseamnă milosârd?
Este ca și omul acela care copilul îi face permanent răutăți și de fiecare dată vine și spune: tată, acum chiar îți promit că mă las de rele. Acum să știi că chiar mă opresc. Hai bine, te mai cred și de data asta. Asta înseamnă milosârdia lui Dumnezeu. Știe că greșim și totuși tăgăduiește aceste greșeli ca și cum nu le vede și ne lasă încă o dată, încă o dată să mai vadă, că știe că greșim, dar iarăși vrea să vadă. Și ce vrea să vadă? Spune Patericul. Și apropiindu-se ucenicul de Ava, i-a zis: Avo, zice, mă simt atât de dator lui Dumnezeu, de ce, copile? Păi de fiecare dată îi făgăduiesc început bun și iar de fiecare dată cad. Păi și dacă caz în noroi, ce faci? Stai acolo? Păi ar trebui să mă ridic. Păi ridică-te. Dar bine, Avo, până când? Până la ușa mormântului. Deci milosârdia lui Dumnezeu merge până la ușa mormântului. Deci și în clipa în care ești pe patul de moarte, spurcat, destrăbălat, ticălos, nemernic, răutăcios, scârbos și oricum ai fi, să nu uiți o clipă: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, dacă vei ierta pe cei drepți, nu-i nicio minune, dar dacă mă ierți pe mine, păcătosul, atunci se proslăvește mare mila ta. Și l-ai furat pe Dumnezeu cu gura exact ca tâlharul pe cruce. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. De ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că iubirea lui Dumnezeu nu încetează nicio clipă. Deci, într-o lumina ta este lumină și vom vedea lumină și tinde mila ta celor ce te cunosc pe tine. Dar ce fel de iubire ne cere Dumnezeu nouă? Duhul Sfânt în Psalm spune așa: dorește sufletul meu de tine, Doamne, ca cerbul de izvorul apelor. Ați văzut? Deci când mănâncă burenia mare sau îl mușcă șerpii sau îl chinuiesc, el se duce și bea atâta apă din izvor încât își potolește arșița, că la ei nu se pun supozitoare cu diclofenac, ci fiarele pădurii pe care le hrănește Dumnezeu din leacurile naturii, și se duc și beau apă, se duc și se hrănesc din răceala pietrelor din fundul muntelui. Și acea apă cristalină care e seva și viața lui Dumnezeu pentru tot ce mișcă în făptură, pentru că apa e principalul element de legătură între toate celelalte elemente din corpul omului, și el se răcorește. Necesitatea apei în inima și în sufletul și în viața omului trebuie să fie necesitatea iubirii față de Dumnezeu. Nu e o clipă, eu îi mai întreb pe unii când vin și spun: ce, părinte, canonul până când să-l mai fac? Până când mai ai nevoie de Dumnezeu. Dacă nu mai ai nevoie, poți să te oprești. Păi cum să n-am nevoie? Păi atunci roagă-te. Deci nu e o clipă în care să spui: azi nu mai am nevoie de Dumnezeu. Nu se explică acest lucru. În clipa în care inima ar înceta la primul tâcâit miocardic să mai pompeze sânge oxigenat, tu ai murit. Și aia o face Dumnezeu. El, lua vei Duhul tău și se vor sfârși. Trimite vei Duhul tău și se vor înnoi. Iac. Cei zbârciți se duc și se usucă și mor la sicriu, cei tineri se ridică și cresc și schimbă generația. Noi nu ne dăm seama, dar ea se face pe nesimțite prin luarea Duhului și trimiterea Duhului. Trimite Duhul tău când se zămislește și lua vei Duhul tău când se sfârșește. Deci primul fel de iubire, că am început cu cel mai înalt, este iubirea dumnezeiască, de care orice om este dator să o aibă față de Creatorul său, după cum și Ioan Iacob spunea într-o poezie: dacă nu cunoști în viață pe binefăcătorul tău, vei cunoaște după moarte doar puterea celui rău. Și spune așa: oricât uneltește ateie, viață nu vei fabrica, însă de osânda morții negreșit nu vei scăpa. Deci Dumnezeu este stăpânul vieții și al morții. După iubirea dumnezeiască, mai este și iubirea duhovnicească. Unii o să spună: dar și asta cam seamănă dumnezeiască. Cam seamănă, dar nu e. Ce înseamnă iubirea duhovnicească? Este iubirea creștină despre care trebuie să avem noi în biserică trecere cu vederea, văzută sub forma dragostei apostolului Pavel, care toate le crede, toate le iartă, toate le înțelege, nu se trufește, nu se mândrește, nu caută ale sale, nu ține minte rău, nu se răzbună, nu pismuiește. Dragostea toate le crede, toate le înțelege, toate le iartă și nu cade niciodată. Deci asta este iubirea duhovnicească, termenul de iubire.
La termenul de iubire, aici se mai împart încă două termene de iubire. Unul l-am discutat ieri, deci iubirea agapis, binefacerile pe care creștinii sau orice oameni din orice loc le pot face semenilor lor, v-am spus, nu neapărat prin instituția duhovnicească în sine, care doar binecuvintează aceste binefaceri și se bucură de ele, că creștinul nostru ortodox își împarte pâinea cu flămândul, cu golul, cu săracul, cu însetatul, cu bolnavul, și asta e un lucru destul de bun, dar nu întotdeauna ziditor, deci nu întotdeauna ziditor, pentru că noi nu trebuie să încurajăm iubirea agapis în măsura în care cel care are potențialul de a fi el însuși un săvârșitor al acestei fapte să aștepte să fie ajutat de altul de la spate din comoditate. Deci comoditatea sau lâncezeala este pedepsită în acest act de caritate. Numai celui neputincios, orb, șchiop, surd, mut, cocoșat, oligofren, lipit pământului, sărac, doritor de muncă și lipsit de orice activitate care o poate fonda. Deci nu celui care este lene, hai să mă duc la biserică, care biserica cutia milei. Cutia milei are rostul ei, nu rostul lor. Mergând mai departe, deci este iubirea trupească sau iubirea maternă în care mama se sacrifică pentru copil, trece peste mări și peste țări, se zbate, umblă, caută până rezolvă problemele, să-l vadă sănătos, frumos, școlit, căsătorit cu casă și cu masă, dar care se rezervă la nivel social și biologic și nu întotdeauna este dezidire duhovnicească și este o iubire condamnabilă. Și am să vă spun de ce este condamnabilă. Pentru că întâlnești mame și tați care spun așa, am suferit noi destul să nu mai sufere și copiii noștri. Ba lasă-i să sufere după proverbul bătrânesc, pentru că cine nu-i mânca de rele, nu știa cânta de jele. Dacă masa e plină, casa e caldă, televizorul e pe masă și luxul e la picioarele lui, copilul crede că așa e viața. El trebuie să guste toate sensurile vieții. Lipsa unui ban, lipsa unei bucăți de pâine proaspătă, lipsa unei mâncări calde într-o zi, de ce? Azi n-avem. Suferă și rabdă că este tot o virtute, ca să vezi ce înseamnă până a doua zi, până vom avea. Pentru că în momentul când îi se pune totul la bot, cum se spune în termenii noștri populari, pe masă, copilul va crește un ipocrit, va crește un fățarnic, va crește un nemernic, își va judeca părinții din punct de vedere biologic, nu intelectual. Dar ce? Îți dator să-mi dea? De ce m-au făcut? Îți dator să mă crească? Ce i-am pus eu să mă facă? Îți dator să mă întrețină? Ce? I-am poftit eu să facă dragoste? Sunt vorbe pe care eu le ascult la spovedit de la tinerii noștri atunci când se răzvrătesc împotriva părinților. Și atunci și eu mai fac o glumă din asta serioasă, așa. Zic, da, ai dreptate, zic, cât te-ai chinuit tu până i-ai crescut și ai văzut mari, uite, acum ei comentează în fața ta, ia să le tragi peste gură, că-s cam obraznici părinții tăi. Și începe săracul să râde și pleacă rușinat. Pentru că nu i s-a dat dreptate acelei nebunii de hazard în care părinții sunt slugile lui până la minus infinit, că el este certat cu regulile și cu rânduielile sociale și spirituale. De ce v-am spus de această iubire trupească? Este iubirea care umple iadul de suflete. Este iubirea care nu zidește. Este iubirea care condamnă. Și am să vă spun de ce condamnă. Solomon spune clar, cine iubește pruncul, nu cruță varga, iar cine își cruță varga nu-și iubește pe fiul său, Solomon. Deci marele înțelept și marele cărturar care și-a lăsat capitolele de pilde cele mai frumoase din lume în Sfânta Scriptură. O altă iubire, și aici mă opresc puțin mai atent și vreau să fiți foarte, să nu se ducă mintea la prostii, ci să mergem numai în subiect, din punct de vedere pozitiv, iubirea eros, adică sexuală sau trupească, unde și aici trebuie să avem o foarte mare grijă, că Biserica a sfințit această iubire prin taina nunții. Și a spus așa, va lăsa omul pe mamă și pe tată, se va lipi de femeia sa și vor fi un trup. Dar aici dă cele două mari legi peste care nu va putea trece nimeni și va da răspuns la judecată. Bărbatul să-și iubească femeia precum a iubit Hristos biserica și să fie cap femeii sale, dacă merge după Hristos,
dacă nu poate să fie ea cap și să-l ducă, pentru că el, săracul, nu știe ce vrea, s-a trezit însurat din prostie, nu din datorie. Iar al doilea lucru pe care îl legiferează biserica spune așa: mare este taina aceasta în Hristos și în biserică, adevărat vă zic vouă, ce-a unit Dumnezeu, omul să nu desparte. Deci, iată, această iubire trupească nu este o bălăcăreală, nu este o întreagă cacealma de pornografie. Noi nu ne însurăm pentru sâni grozavi, nu ne însurăm pentru semnalmente trupești grozave, pentru plăceri extraordinare și senzații geniale. Noi ne însurăm sau ne căsătorim, ca să folosim termenul, taina cununiei, ne cununăm pentru ca să fim înaintea lui Dumnezeu drept măritori creștini și iubitori de Dumnezeu. De ce? Pentru că taina nunții vine să absolve ce? Vine să absolve păcatul trupesc care s-ar săvârși în afara legii, ceea ce întâlnim noi la păgâni. Adică, bărbatul neputând purta zăpușeala sau zăduful patimilor, deci el se căsătorește și, trăind cu femeia sa, nu săvârșește niciun păcat, ci este taina cununiei care șterge și absolvă, dar este obligat să se țină de nevasta sa și de familia sa și să o îngrijească, precum Hristos a avut grijă să trimită tot timpul har bisericii să fie păzită de prigoane, să fie păzită de erezii, să fie păzită de dușmani, de năvălitori și nici de cum să-și facă din nevasta sa femeie de clacă sau coș de gunoi. Când spun femeie de clacă, mă refer la servitoare. Adică femeia care îi spală și îi calcă, iar el nu mai are nicio atribuție, toate atribuțiile se raportează ei, iar el este liber. Un alt lucru pe care îl cere biserica, tot prin taina cununiei legată de iubirea Eros, este iubirea nu pătimașă, scârboasă, animalică, dobitocească, despre care Cartea de Rugăciune spune: și iartă-mi, Doamne, pornirile cele dobitocești pe desfrânare, prin care șarpele m-a amăgit, dobândind o spurcăciune pe care nici dobitoacele necuvântătoare nu au. Și de ce spun dobitoacele necuvântătoare nu au? Dobitoacele care sunt create tot de Dumnezeu, fără suflet, fără cuvânt, fără rațiune, ați văzut, ele în sine și au regulile lor de viață, în care rândunica și ia perechea, face cuibușorul, crește puișorii și apoi pleacă și iar se întoarce și crește alte generații. Deci este mereu roditoare. Ciuta din pădure, capra din ograda omului, oaia, vita, se împreunează în timpul căldurilor ei și naște puișorii care perpetuează sau duc neamul omenesc mai departe. Și în momentul în care a încetat perioada, cât de-al mai în spate, alea cât acea. Deci în momentul în care a încetat perioada acelei călduri trupești biologice, ele s-au liniștit și devin desăvârșite, îngrijitoare de ce? De pruncuți, de copiii pe care îi au. Cu câtă dragoste, deci cu câtă dragoste își grijește o cățea puișori într-un brlog unde i-a fătat, pisica, șoarecele, oaia, zbiară după miel, vita după vițel. Numai omul transformă taina înmulțirii biologice într-o taina dezmățului, într-o taina întunericului. Și aici am să vă fac esența negativă a păcatului, să înțelegeți de ce Dumnezeu dă atâtea plăgi și necazuri într-un popor pentru asemenea mizerii sufletești. 1. Spune Apostolul Pavel: cine greșește în trup, îi se iartă mai greu, fiindcă strică templul lui Dumnezeu sau casa sufletului. Cine greșește afară de trup, îi se iartă mai ușor, pentru că sunt păcate care nu-l vatămă trupul. Și am să vă dau o pildă. Ai bârfit, ai clevetit, ai urât, ai pizmuit, s-a trecut. V-ați întâlnit, ați băut, v-ați sfătuit, v-ați cerut iertare și s-a trecut. Dar întinarea fecioriei rămâne ca un bumerang și ca o pedeapsă, rămâne ca un bumerang și ca o pedeapsă pentru cei care își bat joc de trupul, fie că e fată, fie că e băiat, de trupul lor.
Și i-am spus ieri unui tânăr care era cam ironic, venit el cu pozne și cu glume la spovedit, eu îi las ușor, mă cobor la mintea lor, îs prieten cu ei, glumesc, schimb vorbe ușoare, părintele-i de gașcă, l-am cucerit. Și printre toate, după ce îl spovedesc, îl întreb, totuși crezi că la vârsta ta nu ai umblat cu prea multe femei? Dar el îmi dă un răspuns așa foarte evaziv, ce târfe nu sunt, părinte? Și am spus, da, sunt. Da, ți-ai pus întrebarea dacă acele târfe nu sunt cumva fiicele unor mame care se roagă la Dumnezeu duminica în biserică? Nu mă interesează. E treaba lor. Ba uite că pe mine mă interesează. Ia să-mi spui un singur lucru. Mâine, poi mâine te vei căsători și vei avea și tu copii. Dacă Dumnezeu te va binecuvânta în loc de băieți cu una, două, trei, patru fete și ele vor fi târfele altora, cum ești tu astăzi, ți-ar conveni? S-a blocat, pentru moment s-a inhibat. Și așa, dar de ce mă blestemați așa? Nu-i un blestem, copile, e o întrebare. Fiicele tale prefer să fie târfele cuiva și bătaia de joc a cuiva? Păi, dar nu-mi convine. Dacă nu-ți convine, să te oprești. Ai înțeles? Pentru că astăzi arunci tu bumerangul și în scurt timp se întoarce tot la tine și te va lovi unde nu ți este voia. Te va lovi în ce ai mai scump. Dumnezeu este gelos și atunci când vrea să-l sece pe om, nu-l lovește decât în copii. De ce? Pentru că lui Iov când i-a luat animalele, Domnul a luat, Domnul a dat. Când i-a luat cămilele, Domnul a dat, Domnul a luat. Când i-a luat asinele și i-a omorât slugile, Domnul a luat, Domnul a dat. Nu era din suflet, era ceva care se poate răscumpăra. Dar când a venit sluga și i-a spus, stăpâne, Doamne, copiii tăi petreceau în casă și a venit un cutremur mare și casa a căzut pe ei și i-a omorât, în clipa aceea și-a rupt hainele, a căzut cu fața la pământ, dar n-a hulit, dar l-a durut și a strigat la Dumnezeu. Doamne, precum ai crezut, așa ai făcut, gol am ieșit și gol mă voi duce. Fie numele Tău binecuvântat de acum și până în veac, dar noi nu facem așa. Noi știi ce facem? Oare cu ce am greșit lui Dumnezeu de copiii mei n-ascultă sau fac nu știu ce și nu știu ce? N-ai greșit la bătrânețe, pentru că acum știi ce e legea, dar ai greșit în tinerețe când nu te-ai interesat și uite că plătești când nu te aștepți. Este ca la întreținere. Ai stat anul ăsta și n-ai plătit chiria, dar îți vin majorările la toamnă și tot acolo ești. Deci dai, plătești mai mult. Așa și Dumnezeu. Îți ia El cu dobândă ceea Lui și te va durea de vei ține minte. Deci, vedeți, de asta nu-i bine să ne batem joc de trupul nostru, de fecioria trupului și de curățenia pe care Dumnezeu a pus-o ca o harismă. Îmi spune într-o zi o fată, tot la spovedit, de ce vă dau niște experiențe practice legate de acest lucru ca să aveți, să vedeți mentalitatea omului. Zic, cred că ești domnișoară curată, nu te-ai culcat cu băieți. Tu ce să nu mă culc? Ce? Acum e o modă treaba asta. În primul rând, zice, cred că a rămas ușor în urmă, zice. Să știți că nu-i mai la modă să fii fecioară. Da, zic, e la modă să fii târfă? Ca să o lovesc. Părinte, zice, poți să-mi ziceți cum vreți. Asta e o plăcere, e un hobby al nostru, al tinerilor și nu poate nimeni să ne prevaleze de acest lucru. Locuri de muncă n-avem, bani n-avem, casă n-avem, măcar să ne distrăm. Da, interesant. Dar întrebarea mea este, distracția va ține până la 20 de ani, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30. Dar după 30, oare nu vei vrea tu să fii mamă? Nu vei vrea tu să fii protectoarea unui copil și a unei noi generații pe care vrei să te respecte, să te reprezinte și să te ducă mai departe ca moștenitor și ca om al societății care ai trăit? Ba da, zice, dar atunci mă spovedesc, mă duc la biserică, mă căsătoresc și mi-intru în drepturi. În care drepturi? L-ai întrebat pe Dumnezeu dacă El te suportă la ceea ce faci acum și mai târziu îți va răspunde? Este ca și cum te-ai duce la ușa unui director și ai spune așa, du-te mă, dar ești un prost, ești un dobitoc, ești un fraier, ești un idiot. Vreți să mă încadrați și pe mine? Același lucru facem noi cu Dumnezeu. Și în clipa aceea, ea va vrea ca în pântecele ei, pentru că pântecele este taina cea mai sfântă pe care a lăsat-o Dumnezeu în femeie. Deci pântecele este locul cel mai adânc și mai curat și mai ascuns în care Dumnezeu a pus să șadă omul, să se nască.
care Tu l-ai făcut coș de gunoi, în care Tu ai pus toate urgiile vremii, ai pus toate porcăriile și nenorocirile, ai pus steriletul, ai pus toate golăniile, să nu zămislești, pastile, leacuri, burieni, nebuneli, prosteli. Ei, acum Tu ce vrei în acel coș de gunoi să se zămislească? Un copil frumos și sănătos? Sau un copil pe măsura păcatelor tale, care îți va răsplăti în chip vădit toate farmecile și savorurile tinereții pe care le-ai trăit din plin? Cred că este varianta care vă spun eu. Copii obraznici și neascultători care vor scoate creierii părinților și le va stoarce conștiințele și ochii de lacrimi, pentru că n-au ascultat și ei la rândul lor în tinerețe, iar copiii se răzvrătesc asupra lor și le fac mai neajunsuri, neplăceri sau copii răi și nereușiți. Care mamă își dorește un copil prost la școală? Care mamă își dorește un copil bețiv, curvar, hoț, bandit sau ticălos? Nici o mamă. Sunt rezultatele bătăii de joc sau a iubirii eros interpretată după mintea noastră și nu după legile Scripturii. Cunoaște, Adame, pe femeia ta și naște fii. Pentru că de-a lungul parcursului de nuntă, când se citește ritualul, ați văzut parcă intenționat Sfinții Părinți și rânduitorii de rugăciuni sfinte au avut grijă de fiecare dată la toate cele patru molifte mari. Sunt trei rugăciuni începătoare, una la cununie și imediat una la binecuvântarea paharului înainte după ce s-au pus cununiile. Dăruiește roadă bună și prunci buni. Intenționat spune acest lucru, roadă bună și prunci buni. De ce? Pentru că asta e esența căsătoriei. Cât suferă o mamă când un copil e nereușit și trupește, nu neapărat intelectual sau material. Deci iată cum răsplătește Dumnezeu fără de legile sau de zmățul veacului acestuia. Unii se bucură și sunt foarte încântați că s-au inventat orfelinatele de copii handicapați. Orfelinatele de copii handicapați sunt oglinzile necredinței neamului. Și cu cât sunt mai dese și mai multe, și cu cât mai mulți copii oligofreni, cu atâta neamul e mai prost și nesănătos. V-am spus, nu prost intelectual, prost duhovnicește. Deci nu numărul de handicapați ne reprezintă pe noi ca valoare, ci dispariția lor arată valoarea unui neam. Adică unde nu sunt păcate, să nasc genii. De ce oare a putut să se nască în această țară un Eminescu, un Ștefan, un Mihai Viteazu, un Brâncoveanu, un Miron Barnovski? S-au putut naște atâția poeți, atâția mame sfinte, atâția sfinți, atâția duhovnici, atâția preoți și călugări, atâția mame creștine de onoare. De ce? Pentru că a fost o rădăcină sănătoasă și o iubire adevărată de Dumnezeu. Deci nunta, pentru vremurile de demult, era o mare cinste în care tot satul sărbătorea. Fata mergea cu floare în păr, se îmbrăca frumos, era cinstită și respectată de toți, deci chiată mireasa cea nouă. Deci se știa în tot satul că va fi sărbătoare. Ori acum nunta a ieșit o clocăreală de porci în care stau cu ani necăsătoriți să mai nasc și copiii și rămân tot necununați, mai trăiesc până se prubează și se prubează, până nu se mai prubează și se lasă și rămân unii de alții și după aceea se plâng că Dumnezeu e nedrept, că Dumnezeu e aspru, că Dumnezeu nu caută la lume, că nu e adevărat, că nu există, că e mincinos, că dacă este unde este și de ce face așa. Rezultatul păcatelor noastre întârzie prezența iubirii divine și desparte pe om de Dumnezeu. Să știți clar, am câteva familii, pentru că spovedesc de ceva vreme, care a rânduit Dumnezeu să se căsătorească așa cum trebuie, după carte, și să știți că sunt și frumoși, și fericiți, și buni, și aleși. Și de câte ori îi văd duminica la biserică, mai ales vara, că acum și ei au copiii lor mititei, deci n-au și-au ales întâi să-și facă anii de distracție, ci s-au căsătorit și au și venit copiii și mă uit, deci mă bucur eu așa, ca și cum eu aș fi părintele lor, zic, uite ce copii frumoși mi-a dat Dumnezeu, zic, uite ăștia tinerii, cum și-au născut copiii mici și ei se adună, fac așa cerculețe și discută ca oamenii mari. Și mă bucur când îi văd și zic, uite, Domnule, iată și rodul bisericii curat, uite ce frumușeis, dacă măsa și tatăl au fost oameni la locul lor. Dar când să vezi numai despărțiți și divorțați și copii abandonați, aia arată clar că rodul iubirii divine este un rod vulgar, murdar. Deci degeaba vine Dumnezeu cu iubirea, că omul rămâne tot golan. Deci trebuie să ne trezim la realitate. Deci v-am spus, iubirea este trupească și nu zidește, trebuie să fie cu măsură. Și să vă spun acum o altă iubire și mai mare, tot a lui Dumnezeu, care se împarte în trei.
Am trecut, deci iubirea agapis, de mese am vorbit, de milostenie, de iubirea trupească, de căsătorie am vorbit, de iubirea duhovnicească am vorbit. Acum ne întoarcem la iubirea lui Dumnezeu, care și ea la rândul ei vine în Scriptură și spune: de va greși omul împotriva tatălui, îi se va ierta. Și avem pilda fiului risipitor. Suficient, l-a iertat, a greșit și a făcut de cap, Doamne miluiește. Acum vine la casa părintească, cere iertare și îmbrățișare și o primește. Deci este omul, să știți cine-i fiul risipitor, să fiți foarte atenți, și aici vă aduc aminte foarte clar și pendelete, că n-am nicio grabă să sar ideea. Fiul risipitor în biserica noastră creștină este numai omul care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Sunt tineri frumoși, bătrâni, oameni căsătoriți, care n-au avut tangență cu biserica. N-au avut fie din motive sociale, din motive personale, sau să spunem așa, această plagă de ateism de 50 de ani în care comunismul propaganda materialismul dialectic și ca să se pună bine cu stăpânirea, să n-aibă probleme, n-au călcat la biserică. Dar au rămas morali. Au rămas morali. Am întâlnit săptămâna aceasta o persoană la spovedit, de 42 de ani nespovedită, de când era în clasa a treia sau a patra, mi-a relatat. Am rămas surprins, dar mai mult decât surprins, frumos mirat, spun eu, pentru că a fost pentru mine o bucurie, când n-am găsit în ea niciun fel de păcat. Și am întrebat: bine, dar n-ați fost la biserică, dar ce v-a determinat? Deci n-avea niciun avort, nu fusese despărțită, nu își înșelase bărbatul, nu trăise cu alt bărbat până la cununie, avea servicii, avea doi copii studenți, avea casa ei, masa ei, și zic: totuși, pe ce premize ați mers? Pe ce premize ați mers când v-ați hotărât totuși să nu veniți la biserică, dar să nu faceți păcate? Și știți ce mi-a răspuns? Întotdeauna aveam în cuget o mustrare de conștiință că cei ce merg la biserică sunt mai sfinți ca mine. Dar încercam să fac și eu cam ce credeam eu că ar trebui ei să facă. Și atunci mă feream de rele, zicând, ca să nu fiu mai rea ca ei. Și zice: acum vă spun sincer, cu rușine am venit la spovedit, că mă gândeam că o să mă opriți de împărtășit. Nu am motiv să te opresc. Dar îți spun o singură condiție: să nu mai lipsești duminica din biserică, și este și azi de față. Dar zic, cu o singură condiție: să te ții de un pic de post și de un pic de rugăciune. Și știți ce mi-a spus? Dacă știam că e așa de ușor, veneam mai de mult. Dar m-am dus odată să cer sfat cuiva, rudă, soacră, mamă. Zice, nu te du bre la biserică și te încurca degeaba cu bandiții aia, zice, care numai stau și strâng bani din buzunările oamenilor. Pe a marcat-o acest lucru și 42 de ani n-a călcat în biserică. Dar pentru că sufletul și râvna era curată, a rămas aceeași persoană dreaptă și verticală. Și acum, de ce spun că ea e un fiu risipitor? Deși a trăit departe de biserică, a dorit de pâinea argaților pe care o mănâncă toți fiii împărăției, totuși a avut un comportament demn și moral. Dar nu-i mai putem numi fii risipitori ai bisericii pe cei care, după ce s-au spovedit, după ce s-au împărtășit, după ce au cunoscut legile lui Dumnezeu, să duc și păcătuiesc cu bună știință. Aceia sunt oamenii care nu mai greșesc împotriva Tatălui, ci greșesc împotriva Fiului. Și tot li se iartă lor, dar numai dacă se întorc. Adică greșesc împotriva păcatelor strigătoare la cer și de moarte. Aici este foarte categoric și trebuie să fim foarte fermi, și de aceea se duc atâtea sticle de aghiazmă mare la spovedit, și chiar dacă vi se pare că se împărtășesc mulți, eu vă spun că totuși se împărtășesc puțini. De ce? Pentru că aproape în fiecare post cam 100 de litri de aghiazmă mare se consumă, deci semn că încă mai este păcat și mai este răutate între oameni. Când vor ajunge să se împărtășească toți, nu pe principiul Recea sau Vladimirești, adică împărtășim să-i facem sfinți cu fuga, ci pe principiu ortodox, normal, adică pe principiu eticii morale. Omul care postește Mercurea și Vinerea, omul cununat, omul credincios, omul rugător, omul bisericesc, omul sufletesc, cu inimă, cu milă, cu bunătate, care face parte din categoria creștinilor sau oamenilor normali de rând. Deci aceea trebuie să îi împărtășim, iar scopul duhovnicului este unul aparte. Nu de a depărta pe om din Sfânta Împărtășanie, dar nici de a-l aduce ca pe porc cu picioarele în troacă, ci să-l facă conștient
de rodul Sfintelor Taine. Și asta nu vă spun eu, ați simțit-o voi și ați mărturisit-o ori de câte ori ați avut anumite realizări și mulțumiri sufletești în urma luării Sfintelor Taine. Ce vreau eu, în schimb, să vă mai spun, este un lucru care să vă rămână de ținere de minte, rutina. Deci este o plagă care cam bate război între noi, între creștini, și la mulți li se pare, că e ceva care trebuie lăsat ușor. Și am să vă povestesc o fază scurtă de acum 3 zile din spate de la spovedit. Vineri spovedeam. Și era o doamnă din asta care vine mai des la spovedit și povestea cu una care încă nu se spovedise. Și zice, îmi place la părintele ăsta să mă spovedesc. Zice, uite cât de repede și superficial spovedește. Eu îi alegeam la spovedit pe cei care îi cunosc și le dădeam drumul să meargă la împărtășit ca să-mi rămână ăștia cu păcate și necunoscuți la urmă să am timp să-i purific și să-i scutur eu cum trebuie. Dar pentru că am auzit că a blamat și a spus că spovedesc cu grabă, zic, ia să-i trag eu o lecțioară și o chem la mine. O iau așa frumos în grabă, îi fac rapid eu graficul meu de păcate acolo care mă interesează și îi spun, 2 ani jumate de aghiazmă mare. Și ea spune, zice, da, cum pe mine nu mă împărtășiți? Păi nu te pot împărtăși. Dar m-ați spovedit la fel de repede ca și pe femeia cealaltă. Da, te-am spovedit la fel de repede, dar pe tine te-am întrebat că noi nu căutăm preot sau duhovnic să ne spovedim pe fugă. Noi căutăm preot sau duhovnic care să dezlege sau să scoată păcatul din om acolo unde este cuibărit. Iar dacă uneori vi se pare că venitul la spovedanie este ceva formal, eu vă spun că e ceva adevărat. Fără acea dezlegare pe cap te iert și te dezleg în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin, cu puterea ce mi-este dată mie, rămâne asupra voastră toate păcatele cu gândul făcute în fiecare zi de dimineață până seara și toate păcatele de la o spovedanie până la cealaltă. Dar faptul că eu m-am uitat pe carte și am toate semnele și însemnele care mă interesează și v-am dezlegat să vă împărtășiți, înseamnă că aia este credibilitatea mea față de cel pe care îl spovedesc și eu știu când trebuie să-i dau drumul și când trebuie să nu-i dau drumul. Că vine câte o babă și spune, nu, eu iau aghiazmă mare. Ba nu! Ai să iei împărtășanie. Părinte, dar nu-i păcat? Nu, să scoți dracul din inimă, nu să-l ții acolo și să ia aghiazmă mare. Pentru că eu am interesul, nu să te duc înapoi la aghiazmă mare prin spovedanie. Eu am interesul tu să crești, dă bună ziua la vecin, dă salut la cumătru, dă cutare. Deci tu nu-mi purta mie ură și dușmănie și veni și îmi spune mie, nu, eu iau aghiazmă mare. Tu iei împărtășanie, că de asta ești creștin. Asta e ținta și rodul creștinului. Să fie împărtășit și unit cu Dumnezeu, nu cuibărit cu dracu inimă și cu dușmania după el. Ce părinte, zice, să nu fie păcat. Nu, nu-i păcat. Tu dă bună ziua, că de restul lucrează Dumnezeu. Și zice, părinte, să știți că parcă a fost o minune. M-am și împăcat de când m-am împărtășit. Ei, ai văzut cum conștiința lucrează în om și îl trezește? Omul are scuză, poți să nu-l împărtășești cu 10 de ani, lui nici nu-i pasă. Dar nu se gândește că acest fariseism de a fi viclean când cunoști legea lui Dumnezeu e mai mare păcat ca păcatul în sine, că chiar Mântuitorul a spus. De n-ați fi știut, și în păstorul lui Herma scrie în Scriile Apostolice, de n-ați fi știut, păcat n-ați avea. Vine un tânăr, de exemplu, spune, părinte, eu am căzut în desfrânare, dar n-am știut că e păcat, așa s-a întâmplat. Bine, dar promiți că nu mai greșești, da. Ăla e un om bun înaintea Dumnezeu, a făcut-o din prostie. Dar când tu știi că e păcat și te duci cu bună știință, atunci e păcatul tău. Așa și la viața creștină. Când tu știi că este păcat să faci rău, dar îl faci cu bună știință, nu există nici iertare. Să știți foarte clar, sunt păcate împotriva evidenței în care nu numai că nu iertăm, chiar foarte groaznic pedepsim și biserica merge până la oprirea de ani grei de sfântă împărtășanie, chiar până la afurisanie, până la excomunicare din biserică, sau dacă vreți până la anatemă, de aceea s-au pus de Sfinții Părinți în sinoade și aceste blesteme mari, bine nu-i cazul creștinilor noștri, doar vă spun că există, sau în cele din urmă pui mâna și pe japă și îi tragi până îl trezești la realitate. Cum a spus într-o zi acum recent, o cucoană care se spovedește la mine, îi ceream să ierte pe cineva într-o anumită problemă. Și știți ce a spus? Mai bine schimb duhovnicul decât să mă duc să-mi cer iertare. Bine, du-te și te spovedește unde vrei. Pe mine nu mă mai cauți. Să n-ai impresia că eu spovedesc o șleactă de golani răi și răzbunători. Ești liber. Și a plecat, bineînțeles, s-a dus la parohie și s-a împărtășit, că am pus eu urmăritor pe urmele ei.
să aștepte că și-a luat ea împărtășanie, și-a luat foc și o sândă. Deci iubirea lui Dumnezeu este o iubire condițională. Dacă vrei să fii iubit de Dumnezeu, să iubești. Ce vrei să-ți facă oamenii ție, fă-le tu lor. Și mai este ultima formă de greșeală pe care nici Dumnezeu nu o iartă, păcatul împotriva Duhului Sfânt. Și am să vă spun ce înseamnă păcate împotriva Duhului Sfânt. Cel din tâi păcat împotriva Duhului Sfânt este lepădarea de dreapta credință. Lepădarea de dreapta credință nu are anumite reguli mai mici sau mai mari în care omul poate să plece sau să vină de la credință. Pleacă că vrea el sau pleacă că nu, sau pleacă că nu-i convine. Sau pleacă că așa îi trăsnește lui prin cap. Ei, aceste plecări de la dreapta credință nu se mai comentează. Asemenea, oameni sunt excomunicați bisericii până la pocăința lor și spune clar, cine greșește împotriva Duhului Sfânt, nu îi se iartă nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Și am să vă dau termenele, adică am să vă dau exemplele prin care noi pierdem Duhul Sfânt. Mergerea, să spunem, de pildă, la credința protestantă, care înseamnă tot cultul ereziilor, cum v-am spus și ieri, de la A la Z, începând cu ehoviști, baptiști, penticostali, adventiști, evangheliști de ziua șaptea, cutareși, toate națiile ce ori mai fi. Mersul la yoga, să știți un lucru, clar să vă fie, mereu am discuții pe această temă. Yoga este tot o erezie, este un fel de meditație budistă, de nație japoneză și chinezască, deci orientală, în care ei sunt exact cum sunt la noi în Ortodoxie, practicanții rugăciunii lui Iisus. Numai că rugăciunea lui Iisus duce la har și la umplere, iar yoga duce la curvărie. Ați văzut voi singuri emisiunile pe televizor cu animalul de Gregorian Bivolaru, cu urgiile alea care le comentau cei care au furat cu camere ascunse, imagini din distrugerea tineretului României. Radiestezia. Sunt foarte mulți intelectuali care acceptă sau aderă la această formă de încărcare cu energie, ajungând la gradul 1, 2, 3 și 4 de optimizare. Optimizarea omului se face prin sfintele taine, prin dezlegarea păcatelor, prin citirea rugăciunilor și practicarea rugăciunii lui Iisus, iar acea tăbliță de aramă pe care noi o numim ansă și acel raportor, sunt o porcărie drăcească prin care fraierii sunt amăgiți că sunt slugile lui Dumnezeu, dar de fapt sunt slugile diavolului. Să vă fie foarte clar. Bioenergeticienii sau marii vindecători prin aură și prin puteri din degete, din mâini și de nu știu mai unde. Dacă ești bioenergetician, vindecă-ți patimile tale, că cei din jurul tău, văzând viața ta, se vor îndrepta singuri. Deci singurul bioenergetician absolut a fost Hristos, care vine direct de la Tatăl, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, și a vindecat orbi, șchiopii, surzii și ologii. Dacă există un bioenergetician deștept, eu îl poftesc aici în fața dumneavoastră, unde stăm noi astăzi și vorbim, îi arăt un slăbănoc și să mi-l facă sănătos. În clipa în care el mi l-a făcut sănătos, eu de acolo încolo îi respect valoarea și îi respect puterea. Cu teorii, cu povești, cu un brobodel și cu tot felul de gorogoațe de astea omenești pentru proști și de vândut la fraieri, n-are decât să meargă liniștit în continuare să-și vândă gogoșile acolo unde îi se cumpără. Și nu vă duceți că pierdeți puterea Duhului Sfânt și pleacă harul de la voi. Este tot lepădare de credință. Ca să știți clar, n-aveți ce căuta. Spovedești la duhovnic, primești dezlegare, te pocăiești și îți vezi de treaba ta. De este cineva bolnav, Hristos a spus să cheme preoții bisericii. N-a spus să cheme nici radiestezistul, nici oioghinul, nici bioenergeticianul ăsta. Mai există și alte forme. Ielta, fiii soarelui, ar mai fi ceva aia lui mai treia nebunie cu împărăția luminii, cu lumina iubirii care sunt pe la Deva Hunedoara. Deci sunt multe din astea care circulă în toată țara. Feriți-vă, iar a doua plagă categorică, mizerabilă, murdară și scârboasă la adresa lui Dumnezeu pentru care nu dă iertare, este vrăjitoria, fermecătoria și spiritism.
Ați văzut și știți prea bine câte feluri de congrese țin tot felul de nespălate și de rapandule și de libidinoase, jegoase, care și-au pus pe ele aur și rochii scumpe și prostesc tot felul de naivi și le mănâncă banii prin tot felul de povești. Citit un cafea, e o porcărie, Dumnezeu nu stă în ceașcă cu zați, citit un cărți sau de tarot sau nu știu mai ce au ele, ce cărți de joc în care vă prostesc, e o porcărie, Bobby, Ursita, Stânsul Cositorului, ce mai au ele, că le mai aud când vin la spovedit ce feluri au mai făcut, sunt simple porcării și nu vă bazați pe ele că pierdeți mântuirea. Ați văzut că eu sunt mai nepăsător la chestiile astea și de multe ori când vine omul și îmi spune, zic, iar o iei cu prostii, vezi, poate îți dau canon. Și nici nu țin cont de ele, ați văzut, nici nu dau voie să se discute. Problema este foarte serioasă. Cine continuă sau îndrăznește să se ducă la asemenea porcării, pierde harul Duhului Sfânt, precum l-a pierdut Saul când s-a dus la vrăjitoare din Aindor și, de fapt, dracul îi vorbea în duhul profetului, deci nu era profetul din cealaltă lume, când i-a spus, da, s-a luat împărăția și Duhul Sfânt de la tine și s-a dat lui David, dar deși satana a venit în chip de adevăr și a propovăduit un lucru real, era tot sarsailă. Vin tot felul de proaste, ca să nu le folosesc alt termen, să le jignesc, și spune, da, am fost la o vrăjitoare și mi-a zis să merg la un preot bun. Dar de ce trebuie să spună dracul că trebuie să mergi la preot? Vino tu de bunăvoie. N-a spus Hristos, eu sunt lumina lumii, veniți la mine cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Deci, cât e de clar și de frumos, eu voi lua sarcina păcatelor voastre, sarcina mea e bună, jugul meu ușor este, n-am venit să scot pe nimeni afară, pe toți care vor veni la mine îi primesc, n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc, pe câți mi-a dat Tatăl, să nu pierd pe niciunul. Ce argumente mai frumoase din Sfânta Scriptură? A iubit lumea încât pe unicul său fiul a dat la moarte pe cruce pentru noi, ne-a dat trupul să-l mâncăm, sângele să-l bem, ce mai vrei altceva? Ce trebuia să vină Dumnezeu să-și taie poala bucățele, să ne-o împartă nouă, ca să că suntem sfinți. Deci, aceasta este ultima parte a păcatelor pe care cine greșește nu mai primește iubire de la Dumnezeu. Numai dacă se pocăiește și se întoarce cu ani grei de lacrimi și părere de rău, pentru că mersul la secte, mersul la vrăjitor, la descântător și la tot felul de porcării orientale nu este decât o gogoriță. Și mai aveți aici în Iași, fac o remarcă, deci nu mă interesează persoana în sine, nu vreau să o jignesc, acel fenomen paranormal Valentina, unde se duc toți chiorii și naivi și le spune tot felul de gogoși, domnule, pentru a vedea bolile interne nu mai avem nevoie de văzători, noi avem ecograf. Te duci la ecograf, îți spune soluție omogenă pe burtă, îți spune botul ăla de pisică care citește prin computer și vezi în imaginea ecografică tot, unde este tumoare, unde este piatră la rinichi, unde e cancer, unde e boală, unde e leziune, unde e vătămare, unde e hematom, unde e cheag, unde e os rupt. Pentru ce să mă duc eu la o femeie neinstruită să-mi spună mie, vezi că ai boli prin picioare, vezi că te dor articulațiile, vezi că te doare după cap, dar poate mă doare în fund și tu nu știi. Deci trebuie să fim atât de înguști la minte când tehnica medicală a ajuns de schimbă și inima omului și organele din el le poate schimba și îi da viață. Deci asta Dumnezeu a lăsat ca noi să putem trăi sănătoși și întregi. Deci nu să ajungem noi, oameni intelectuali, botezați și îmbrăcați în Hristos, să ne ducem la o babă cu 4 clase să ne spună povești nemuritoare. Că ai boli. Orice om are boală. Dacă mi-arătați un singur om pe planeta asta despre care se spune că n-are boală, eu mâine mă las de preoție. Tot omul poartă în el boală. Să știți, începând de la boala sufletească până la boala cea trupească, sunt legate în lanț. Paraclisul Maicii Domnului. Pentru păcatele mele cele multe se bolnăvește sufletul meu și slăbește trupul. Vrei un răspuns mai clar? Vrei o explicație mai clară? Toată făptura este într-un proces de dezintegrare, este într-un proces de transformare și de degenerare de la căderea lui Adam încoace. Arată-mă afară de Enoș și de Ilie răpiți la cer și de femeia lui Lot în stâncă de sare, cine n-a mai murit până în clipa în care noi stăm de vorbă? Tot omul moare. Poți să-i dai pastile de care vrei tu. Mai mult de 102 de ani nu trăiește nimeni. Și dacă am trăit 200 de ani, ce am rezolvat când Dumnezeu e în veacul veacului?
Și dacă am trăit 300 de ani, ce am rezolvat? Că Dumnezeu e în veacul veacului. Și dacă am trăit 900 de ani, ca Adam, ce am rezolvat? Că Dumnezeu e în veacul veacului. Și de-aș trăi în veacul veacului, tot cu Dumnezeu trebuie să mă întâlnesc. Și ce am rezolvat? Crezi că poate omul face ceva de la sine? Nimic nu-i îngăduit fără pronia divină. Și în cele din urmă, de ce am dus subiectul până aici? Fiindcă am considerat că e mai necesar să vorbim de porunca iubirii și să vorbim de legea iubirii lui Dumnezeu decât să ne băgăm în anumite lucruri din Evanghelia de astăzi legate de fiul lui David și partea a doua a Evangheliei, unde de fapt noi știm prea bine de ce s-a pus astăzi această Evanghelie, tocmai că este pregătitoare postului Crăciunului, că vine nașterea Mântuitorului și deja oamenii să afle și să fie înștiințați că Hristos vine din Fecioară pe neamul și pe seminția lui David. Deci asta e tot ca idee. În schimb, se spune că erau adunați farisei și saducheii la oaltă și unul dintre ei, învățător de lege, l-a ispitit pe Iisus. De ce credeți că a început Evanghelia când putea să înceapă direct? Care e cea mai mare poruncă din lege? Și a poruncit Hristos să fie scris și acest cuvânt, că erau farisei și saducheii grămadă. Vă spun tot eu. Știți care e cel mai mare păcat împotriva lui Dumnezeu pe care nu-l va ierta niciodată? Viclenia. Și ca să nu comentez în termeni omenești, să dea interpretări sau păreri că vorbim de altul sau de celălalt, am să vă spun un singur lucru. Pe vicleanul răște Domnul, spune psalmistul David, cei ce viclenez vor peri, spune cartea, cu cei îndărătnici te vei îndărătnici, dar am să vă explic, înainte de a întreba învățătorul de lege care este prima poruncă, fiindcă aici vroiau, de fapt asta e și esența Evangheliei de astăzi și cu asta închei, lasă că vine și alt autobuz. Deci, țineți minte, Mântuitorul le-a tras un perdaf fariseilor de a făcut mujdei, deci nu mai au avut replici de vorbit. Și atunci învățătorul de lege, care știa că prima poruncă din Decalog îi se iubește pe Dumnezeu și pe aproapele, a vrut să-l scoate pe Hristos un clevetitor, un fundamentalist, un răzvrătit, un fel de Paula Bulgaru care aruncă cu noroi, vezi, Doamne, de dragul elei. Și atunci ce face Hristos? Le arată cam ce predică le ține el fariseilor, ca să vedeți și nouă fariseilor cam ce predică ni se pregătește sau ce vrea Hristos să ne spună când vom da față cu el. Fie în conștiință, fie la duhovnic, fie la amvon, fie la moartea particulară sau cea generală. Ascultați cu luarea minte. Voi care legați sarcini grele și cu anevoie de purtat și le puneți pe umerii oamenilor, iar voi nici cu degetul nu știți să le mișcați. Toate faptele lor, care le fac părute bune fiind, sunt de ochii oamenilor, dar își lățesc filacteriile și își măresc ciucurile pe poale. Le place să stea în capul mesei, la ospețe, în băncile din tâi, în sinagogi, să li se plece lumea în piețe și să fie numiți învățători. Vai vouă cărturari și farisei fățarnici, care închideți împărăția cerului înaintea oamenilor, voi nu intrați nici pe alții, nu lăsați să intre. Vai vouă cărturari și farisei fățarnici, că mâncați casele văduvilor, vă fățărniciți, vă rugați îndelung și mai multă o sândă luați. Vai vouă cărturari, fățarnici și farisei, că înconjurați marea și uscatul și vă faceți ucenici, dar când i-ați făcut, îndoiți fia igieniei, i-ați făcut ca și voi. Vai vouă călăuze oarbe, care ziceți că cel ce se jură pe templu nu-i cu nimic legat, dar cel ce se jură pe aurul templului este legat. Vai vouă nebuni și orbi, ce nu este mai mare oare aurul, templu sau altarul? Nebuni și orbi, ce este mai mare, darul sau altarul? Vai vouă cărturari, farisei și fățarnici, că dați zeciuială din izmă, din mărar, din chimen, ați lăsat părțile cele mai grele din lege, judecata, mila, credința, acestea trebuie să le faceți, nu să le lăsați. Călăuze oarbe, care strecurați în țarul și înghițiți cămila. Vai vouă cărturari, farisei, fățarnici, voi curățiți partea din afara paharului, ablidul iar înăuntru e plin de putoare, de răpire și de lăcomie. Vai vouă cărturari și farisei, fățarnici, care sămănați cu mormintele cele văruite, care din afară sunt frumoase, dar înăuntru suase pline de putoare și necurăție. Vai vouă, că pe din afară vă arătați drept oamenilor, iar înăuntru sunteți niște fățarnici și oameni fără de lege. Vai vouă cărturari și fățarnici,
care zidiți mormintele prorocilor și pe ale dreptilor și ziceți că de-am fi fost noi în vremea aceea, n-am fi făcut așa și n-am fi vărsat sângele prorocilor noștri. Și ultima care mi s-a părut mai frumoasă, pui de șerpi și de viperă, cum credeți că veți scăpa de o sândă ghienei? Iată, de aceea vi s-au trimis prorocii, înțelepții și cărturarii dintre voi, pe care i-ați ucis și i-ați răstignit, i-ați bătut cu biciu și în sinagogi i-ați ucis și veți urmări din cetate în cetate ca să poată cădea asupra voastră tot blestemul și sângele dreptilor, de la dreptul Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Și aici încheie cu un blestem asupra Ierusalimului, când spune: Ierusalime, Ierusalime, ce omori pe proroci cu pietre și ucizi pe cei trimiși la tine. De mult am vrut să adun pe fiii tăi cum își strânge pasărea puii sub aripă, dar n-ai voit. Iată, casa voastră va fi lăsată pustie, căci vă zic vouă, de acum nu mă mai veți vedea și nu mă mai veți zice bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Acest blestem pe care l-ați auzit era aruncat în vremea veche fariseilor din timpul de atunci, care au îndrăznit să omoare și să ucidă toată legea și prorocii și învățătura veche, nevoind să vină la Dumnezeu pe calea cea bună, și ca drept dovadă, la anul 70, Ierusalimul a fost terminat, deci devastat, iar pe ruinele lui s-a presărat sare. Și pe la anul 400 și ceva, 470 sau nu știu exact anul, Iulian Apostatul, vrând să facă o mare capiște idolească în locul unde era Sfânta Sfintelor, în momentul când a terminat de săpat temeliile Ierusalimului, locul exact a vechii cetăți, a ieșit foc din pământ, a mistuit zidurile, a topit totul, n-a rămas nicio urmă, nicio schiță, nu s-a mai știut nimic, și a ars și pe cei ce săpau, și astfel s-a împlinit prorocia Mântuitorului: piatră din piatră pe tine, în tine nu va rămânea piatră pe piatră. Ei, de ce? Acest blestem sau această binecuvântare a Mântuitorului Iisus Hristos ni se potrivește și nouă astăzi, atunci când ne batem joc de legea creștină sau vrem să o interpretăm după capul și după părerea noastră, crezând că dacă postim suntem sfinți, că dacă ne închinăm suntem sfinți, că dacă ne-am împărtășit suntem neapărat sfinți. Trebuie să muncești la sfințenie și să adaugi picătură cu picătură, sudoare cu sudoare, ca să fii un adevărat ucenic al lui Dumnezeu. Noi vrem să fim farisei, dar nu farisei ca cei din Vechiul Testament. Cel puțin de dragul lui Hristos să ne străduim să facem cât putem ca oamenii ceilalți din lume, văzând faptele noastre cele bune, să slăvească pe Tatăl nostru cel din cer. Adică noi, biserica și clerul, să nu vă smintim pe voi, voi să nu ne smintiți pe noi și tot voi să nu-i smintiți pe alții care ar putea să vină la biserică și să se întoarcă, să fie drept măritori creștini adevărați, pentru că Hristos a spus: porțile iadului biserica nu va birui în veacul veacului. Și iarăși a spus Hristos: nu te teme, turmă mică, că Dumnezeu întru tine a binevoit. Dar a mai încheiat Mântuitorul Iisus Hristos și cu o vorbă: vai prin cel ce vine sminteala, că mai bine nu s-ar fi născut sau mai bine își lega o piatră de gât și s-ar arunca în mare. Părerea mea este una mai simplă și mai la obiect. Hristos nu vrea moartea păcătosului, ci să fie viu. Dar vrea ca noi creștini să nu ne mai mâncăm între noi, lucru pe care nici dracii nu-l fac și nu se dezbină în sine, ci toți împreună lucrează la pierderea unui suflet. Și mai vrea Dumnezeu de la noi să fim și mai îngăduitori, și mai toleranți, să nu ne bârfim, să nu ne judecăm, să nu ne clevetim, să nu ne mușcăm între noi, să nu ne huiduim între noi și să ne judecăm prin procese și tot felul de nenorociri, să mai lăsăm și o bucată de pământ, și un gard, și o salce, și un pom, și un perete, și tot ce a mai rămas neîmpărțit, și să ne gândim că omul moare și sufletul rămâne. Și să facă bunul Dumnezeu în pragul postului, că deja aproape două săptămâni s-au dus, dacă nu mă înșel, să putem să fim curați, frumoși și împărtășiți și poate, dacă nu de duminica viitoare sau de cealaltă, deja să ne încărcăm de mireasma duhovnicească a colindelor care va trebui să înceapă să se cânte,
de mirosul de zăpadă, de mirosul de cetină verde, de mirosul de colaci proaspe, de mirosul sarmalelor moldovenești și în cele din urmă de mirosul tămâiei la rugăciune seara când ne culcăm, de glasul sfintelor slujbe din sfintele biserici care sunt deosebit de frumoase în această vreme, cu sărbători, cu privegheri la sfinții mari, Nicolae, Filofteia, Sfântul Ierar Spiridon, mare ajutător și ocrotitor a multora din cât sunteți de față. Vine acuși nașterea Mântuitorului în care cântecul și în cer și pe pământ răsună și oamenii sunt permanent cu voia bună și să căutăm să demonstrăm că suntem creștini, dacă nu reușim întotdeauna și în totalitate practic, măcar teoretic, să putem spune în inima noastră seara când ne culcăm și dimineața când ne sculăm, Doamne ajută-mă să pot ierta pe cei ce mi-au greșit sau că mă